Capitolul 2. Nepocăința iudeilor Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste Iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste Iudeu, apoi peste grec. Căci, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți când neamurile măcar că n-au lege fac din fire lucrurile legii prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. Iudeii nu se pot dezvinovăți. Tu, care te numești iudeu care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de plină și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Adevărata tăiere în prejur. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? cel netăiat în prejur din naștere care împlinește legea nu te va osândi el pe tine care o calci măcar că ai slova legii și tăierea în prejur iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea în prejur nu este aceea care este pe din afară în carne ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea în prejur este aceea a inimii în duh nu în slovă un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.